Cu câți bani ai pornit business-ul ăsta? Zero. Iar în prezent, la ce cifră de afacere ajunge acest business? 1 milion de euro. Lumea e unor nebuni care se încăpățânează să o schimbe și mulți chiar reușesc. Unul dintre ei sunt eu. Cum e să fii femeie de afaceri, de succes, într-o lume a bărbaților? Care pe care? Ori te mănâncă, ori mănânci. Dacă ești mai slab decât ea, nu faci față. E ca pe terenul de fotbal. Îți dă goluri până nu mai știi de tine. Care a fost cea mai nebunească, hai să zic, cerere pe care ai avut-o din partea unor miri? Să înflorească trandafirul 45 de grade. Bun găsit, dragilor! Mă bucur să fiu și astăzi alături de voi. O să fac o declarație în exclusivitate. Dacă ar fi să mă mai mărit odată, aș vrea o nuntă pe plajă. De ce? Mi se pare un cadru superb, mi se pare că pot să îmbin utilul cu plăcutul, cumva dacă e vorba de util, dacă înțelegem util prin nuntă. Dar doi, mi se pare că energia care e acolo și mâna aia de oameni foarte apropiați care e alături de tine și care te duce cumva în toată energia asta e senzațională. Și dacă ar fi să mă las cuiva pe mână, având în vedere această decizie, ar fi nimeni alta decât invitata mea de astăzi. O femeie absolut superbă, care a făcut din nimic ceva extraordinar. Dintr-un gând, dintr-un vis, dintr-o intuiție, dintr-un minut, un business de 5 stele. Vorbim despre Ioana Șelnar, bine ai venit alături de mine, draga mea. Bine te-am găsit și data viitoare trebuie să promiți că vii pe plajă. La nuntă sau în vizită? La nuntă sau în vizită. Facem data viitoare podcastul de pe plajă. O, asta n-ar fi rău. Asta ar fi fost o idee foarte bună, Ioana. Cum ar fi fost să auzi doar valurile mării, super, să stai în nisip? Superb. Sincer, eu sunt iubitoare a vacanțelor în general, a apei, a nisipului. Îmi place să stau acolo, să mă relaxez, să mă destind și așa mai departe. Admir la tine foarte mult naturalețea cu care ai dezvoltat acest business, care e senzațional din punctul meu de vedere. Și admir că ai reușit să faci asta într-o țară în care la momentul respectiv nu vorbeai limba, nu erai integrată cumva. Hai să o luăm cu începutul, Ioana, și hai să-mi povestești așa puțin cum a venit nebunia asta. Totul a venit într-o vacanță. Eu lucram de mult timp în televiziune și într-o zi mi-am dat demisia din Otopeni, pentru că mi se urâse de televiziune. Și am ajuns să am agenție de comunicare și PR. M-am mutat din București în Timișoara, că eu sunt din Banat. Acolo nu erau agenții de comunicare și PR și am zis că îi încalți pe toți cu PR-ul. Doar okay, că, între timp, ideea mea a fost de a găsi totuși un alt business. Știam caracteristicile business-ului, dar nu știam cum se va numi. Știam că vreau să călătoresc mai mult, știam că vreau să lucrez cu artă, cu frumos, știam că vreau să lucrez cu oameni și, totodată, să fiu undeva pe plajă, la mare, fiindcă totdeauna mi-a plăcut mare. Eu sunt născută la munte, dar am avut o conexiune cu plaja. Ok. Și într-una dintre zile, un client care are și acum agenție de turism zice, îți dau o vacanță în Grecia pentru rezultatele pe care le-am avut cu tine pe comunicare. Zis și făcut, trebuia să plec în Creta. N-au mai fost locuri în Creta și am ajuns în Tasos. Într-un iulie, călduros, plin de români. Ce să spun, în Tasos nu e neapărat cea mai frumoasă insula Greciei. Da, sau cea mai luxoasă, sau cea mai exotică. Exact, sau cea mai... Da, am exact. Fost și eu. Cu ce aveam eu în cap legat de Grecia și unde fusesem eu până atunci în Grecia. Și pe feribot, pentru că acolo treci doar cu feribotul, urmele feribotului, când m-am uitat efectiv la urmele feribotului, am avut senzația că mă voi întoarce. Și am zis, ce să mă întorc eu? Păi, dar mare lumea asta, nu trebuie să mă întorc în același loc. Iar cu 3 zile înainte să plec din Tasos, am cunoscut un cuplu de români în care ea i-a spus lui ce frumos ar fi să facem nuntă pe plajă. La care eu, într-o doară, ce să faceți? Nuntă pe plajă. Vă fac eu. Deci voi erați, stai un pic, voi erați pe plajă, da? Da. Era ziua în amiază mare, stăteați la plajă să vă bronzați frumos, exact, să beți un cocktail, tu erai pe șezlongul tău, ei erau pe șezlongul lor. Exact. Și ea îi spune lui, ce tare ar fi să ne facem nuntă pe plajă. Exact. La care tu te ridici și zici, vă fac eu. Nu aveam agenție, nu aveam nimic.
3 săptămâni mai târziu eram din nou în Grecia, semnam contractele cu furnizorii, care n-au crezut nici o secundă, au zis, hai, semnăm și cu tine. 26 de ani aveam pe vremea aia, adică și acum sunt oarecum un copil, un metru și un șnițel, cum zice mama, dar mai atunci. Esențele puternice, exact, stau în sticluțe mici, exact. Așa. Exact. Și uite așa, m-am întors după 3 săptămâni, semnam contracte cu furnizorii și apoi am zis, bine, bine, dar cum vând nunțile? Că bugete de marketing, nu? De unde? De-a lungul timpului când am lucrat în televiziunea română, am învățat un cuvânt cheie, descurcă-te, nu avem buget. Apropo de experiențele pe care le trăiești în viață, care nu știi niciodată la ce o să te ajute, exact, dar ți se întâmplă lucruri, știi? Tu le faci și te trezești peste 3 ani, peste un an, că e o situație în care trebuie să pui fix în practică ce ai învățat. Exact. Superb. Și uite așa, m-am trezit eu că am luat legătura cu cei de la Palatul Parlamentului, care organizează unul dintre cele mai mari târguri. Se știe. De nunți din România. Da, da, da. Exact. Da. Și le-am zis, vreau stand. Nu mai știu cât era, niște mii de euro. Și am zis, păi nu, stați un pic, eu n-am banii ăștia. Da, deci tu nu începuseși nimic încă business-ul. Nu. Și eu aveam contracte cu furnizori. Și eu voiam la târgul de nunți. Okay. Ca să pot să promovez ceea ce tocmai descoperisem că vreau să fac, pentru care luasem domeniul din Grecia, ca să fiu sigură că nu-l ia nimeni, în ziua pe în care... Pe internet domeniul, adică. Da, pe internet, exact, domeniul nuntăpeplajă.ro. L-am luat de acolo ca să fiu sigură că nu-l ia nimeni până... Da, nu se știe. Exact. Cui mai vine vreo idee. Okay. Și uite așa, la Palatul Parlamentului le-am zis, eu n-am bani de stand, dar eu vreau stand lângă scenă și eu o să vă aduc vouă media. Cum? Nu știam în acel moment. Presa, adică. Exact. La târgul de nunți. Exact. Ok. Pe ce te baza, Ioana? Pe nimic. Pe creativitate, pe intuiție și pe moment. Lumea e unor nebuni care se încăpățânează să o schimbe și mulți chiar reușesc. Unul dintre ei sunt eu. Și după ce am stat eu vreo 2-3 zile și m-am gândit, am zis, bine, vă fac singura rochie de mireasă de scoici din lume. Zis și făcut. Am făcut rochia de mireasă, 15 kg, pe care eu am purtat-o la târg. Rochia, doamna, cum am botezat-o, a ajuns vedetă la... Doamna. Doamna, cu, exact. A ajuns vedetă la târguri în Londra, în Viena, în Dubai, deci mă duceam cu doamna după mine. Și uite așa, în 3 zile de târg la Palatul Parlamentului, am semnat primele 20 de contracte și am vândut primele 20 de nunți. Dar stai că ce interesant ce s-a întâmplat la Palatul Parlamentului este că în ziua începerii târgului, tu te focusești atât de tare pe rochie, pentru că n-ai crezut că o să-ți ia atâta timp să coși, exact, efectiv, să lipești scoică cu scoică, exact, încât te-ai trezit în ziua respectivă că tu, în afară de rochie, tu n-ai nimic la stand. Nu, și nimic. Ce a făcut Ioana? Efectiv a aruncat nisip pe jos și a zis să se descalțe oamenii, să pună piciorul pe nisip și să simt, să închidă ochii și să simtă ceea ce urmează să li se întâmple. Practic, experiența asta... Care era multisenzorială. Exact. Doamna de acolo, de la curățenie, voia să-mi strângă nisipul. Nu, doamnă, nu, stați așa. Acolo, că mi-l trebuie. Mi și uite, așa a început nuntă pe plajă. Așa am început, practic, din nimic. Business-ul m-a ales pe mine. Și, așa cum ți-am zis, lumea e unor nebuni care se încăpățânează să o schimbe. Cel mai important din tot aspectul ăsta este că trebuie să știi să profiți de oportunități. Orient Expressul treci odată. Dacă te-ai urcat în el, e bine. Dacă nu, mergi cu trenul personal și oprești din gară în gară. E alegerea ta dacă știi să te urci în acel Orient Express, asta metaforic vorbind. Sigur. Și pe de altă parte, e foarte important să ai curajul, nebunia, să sari în mijlocul oceanului și să-ți asumi că vei găsi cumva calea, soluția să ajungi la mare. Care a fost oportunitatea pentru tine? Cei doi tineri care au zis vrem nuntă pe plajă și care a fost și prima nuntă, de altfel. Cu ei am început. Mi se pare că ai fost neînfricată și că ai avut un curaj absolut incredibil și nebun. Da. Pe și, ce se bazează treaba asta? Și la ai, da. Se bazează pe, să zicem, educația primită de la mama mea, care întotdeauna îmi spunea trebuie să fii prima, există doar locul întâi, locul 2 și 3 sunt doar ca să nu fii singur pe scenă. Wow. Și atunci există locul întâi și restul. Știi, venită din Banat, acolo trebuie să fii frungea. Cunosc. Exact. Și uite așa am ajuns să
îmi dezvolt, să zicem, niște abilități de a transforma imposibilul în posibil și de a-mi da seama că singura limită sunt eu. Oh, wow! Repet, într-o țară în care nu vorbea limba și nu era adaptată. Mă rog, înțelegeți ce zic adaptată? Băgată în sistem cumva, să cunoască ce, cum, ce trebuie făcut. Și într-o țară în care business-urile și afacerile sunt, în Grecia sunt coordonate de bărbați, nu de femei. Aha! Eu eram o ciudățenie acolo. Cum e să fii femeie de afaceri, de succes, într-o lume a bărbaților? Care pe care? Ori te mănâncă, ori mănânci. Nu există variantă de mijloc. Imaginează-ți că eu m-am dus acolo cu regulile și condițiile mele să le impun, să urmeze standardele mele. Iar oamenii ăia, când eu am venit cu evenimente, ziceau, a, dar nu se poate face asta, a, dar asta nu e, dar asta... Serios? Uite ce contract ai semnat. Uleu, de unde am făcut rost de tine, fetițo? Că noi am crezut că tu ai venit aici într-o vacanță, te distrezi puțin și pleci, dar tu se pare că poți una și bună. Și atunci, într-o lume a bărbaților, pentru că acolo lumea de business este dominată de bărbați, în România sunt foarte multe femei de business, dar acolo nu, mi-a fost foarte greu să răzbesc, să-mi impun condițiile, regulile și să ajung să facă ei după standardele mele. Cât de importantă e calitatea pentru tine, Ioana, în tot ceea ce faci? De acolo începe totul. Trebuie să fii primul. Dacă nu ești primul, alt loc, cel puțin pentru mine, nu există. Ori ești primul, ori nu existi. Și atunci, de multe ori să știi că acest perfecționism te afectează într-un fel sau altul, pentru că ajungi să dedici foarte mult timp sau uneori chiar să pierzi foarte mult timp urmărind niște aspecte extrem, extrem, extrem de mici pe care doar eu le văd. Ceilalți nu le văd. Dar tocmai ca puzzle-ul să fie perfect, complet, pierd timp acolo unde probabil nu ar fi atât de necesar să pierd. Care a fost cea mai, tot curajoasă sau nebunească, hai să zic, cerere pe care ai avut-o din partea unor miri? Să înflorească trandafirul 45 de grade. Încă o dată. Deci care a fost cea mai nebună? Cum? Să fie înfloriți trandafirii din decor 45 de grade. Trandafirii înfloresc pe grade? Nu. Asta e ideea. Nu știu de unde acea mireasă a venit cu această idee. Și ce ai făcut? Bă, îți dai seama că i-am spus nu există așa ceva. Adică, realist vorbind, nu există un grad de înflorire al trandafirului sau al florilor în general. Ce face? Îl rupe tot și lipești la 45 de grade? Sau unde sunt cele 45 de grade? Că unul nu-i ca altul, adică... Exact! Despre ce și noi suntem diferiți, nu suntem unul ca celălalt, adică... Oh, wow! Și în egală măsură, iarăși am o curiozitate foarte mare. Repet, în caz de vreodată în viața asta, eu mă duc acolo. Nu știu dacă o să fie cazul, dar eu dacă îi mă duc. Ce dacă cetezi cu... asta, să vezi că o să găsești calea să ajungi acolo. O să găsesc cu cine mai întâi și după aceea să găsesc și calea. La asta mă refeream. Calea e mai ușoară, că iau feribotul, știu? Deja știu. Mă gândeam așa, în momentul în care citeam povestea ta și mă gândeam la cadrul ăsta feric și da, am mai văzut poze din locații, din, mă rog, lume, alții care au făcut prin alte părți, nu români, oamenii care fac acolo ei. Și mă gândeam, măi, în momentul în care organizezi un eveniment de genul ăsta, tu știi o dată, da, la care vrei să se întâmple evenimentul, la o oră și așa mai departe. Ce te faci? Că de obicei se organizează cu un an înainte, cu 6 luni. 1-2 ani. 1-2 ani, mai mult. Măi, ce faci cu vremea? Vremea e cea mai mică problemă. De fapt, e inexistentă problema. În sensul că pentru toate plajele avem și varianta acoperită încât tu rămâi pe plajă, vezi marea, ești acolo. Deci asta este inexistentă problema. Eu mă gândeam că sub cerul liber, dacă dă vreo furtună fix la ora 1 când m-am programat eu să fiu pe plajă. Deci te-ai organizat și în sensul ăsta. Tu, Ioana, genială ești. No, bun. Revenind la, poveste. Deci, ai început să angajezi furnizorii să semnezi contractele cu ei. Ai venit în București la Târgu de Nunți. Te-ai întors cu deja 20 de nunți semnate. Exact. Care urmau să se întâmple când? Anul următor. Anul următor. Și te-ai apucat. De unde ai luat-o? Adică mă gândesc că îți trebuie furnizori ca furnizori.
Dar locație, să găsești o locație sau mai multe locații. Păi acele au fost primele contracte cu furnizorii care aveau plaje localuri. Au fost primele contracte pe care le-am făcut. Aha, care ți-au plăcut ție sau care... Exact, care mi-au plăcut mie și unde am considerat că pot să dezvolt conceptul pe care eu l-aveam în minte. Și în momentul în care am văzut acele locuri plaje, am știut cum vreau, unde vreau, adică aici eu vreau să-mi pun jucăriile mele pentru ceremonie, pentru aia, pentru... A, știi că nu se poate, că noi avem șezlonguri. Hai să facem se poată. Hai să vedem cum facem se poată. Mai gândește deodată. Așa, și ulterior restul furnizorilor depinde de tipul de furnizori, pentru că în afară de plaje și localuri, practic restul furnizorilor sunt români și angajați români. Tocmai pe care cum i-ai găsit pe furnizori? Ei de multe ori mă găsesc pe mine pentru că vin, le place ideea, le place conceptul și vor să lucreze pe plajă. Și atunci, de-a lungul timpului, am dezvoltat legături contractuale cu ei. Sunt români pe care îi car prin toată lumea, pentru că în momentul de față am 12 țări de destinație în lume, nu doar Grecia. Grecia sunt cele mai multe acolo a început. Evenimente. Da. Exact, și Grecia a început. Deși, după aia am început cu România, după Grecia. Și în felul acesta lucrez cu români pentru că înțeleg standardele pe care le cer, înțeleg ceea ce-mi doresc și în felul acesta putem, cel puțin vorbim aceeași limbă și dacă ceva nu-mi convine sau lucrurile nu se întâmplă în direcția potrivită, înțelege ce-i cer sau pot să-i explic mult mai bine decât unui străin care de multe ori prin prisma culturii și prin prisma standardelor lor de țară, nu înțeleg cele ce. Adică pentru greș nu contează că tu ai cerut flori albe și ele roșii pe masă. Păi și ce, de aia nu poți să bei, să mănânci? Care-i problema? Ce tare! Deci nu au... Și asta se întâmplă și în destinațiile exotice. Da, nu îi interesează aspectele astea legate de cum arată neapărat. Foarte mult sunt focusați pe a avea petrecere, punct. Nu contează restul detaliilor. În ce alte locuri din lumea asta mai duci mirii? În Europa, coasta de sud a Franței, Italia, Costa Brava în Spania, plus Republica Dominicană, Mexic, Cuba, Bora Bora, Maldive, Thailanda, Dubai. Sper că n-am ratat vreuna, Bali. Trebuie să fie 12 la număr. Hai de capul meu, cât de tare! Stai așa, că am atâtea întrebări în minte de nu știu cu care să încep. Hai să mergem tot așa în Tasos, că mi s-a părut iar foarte tare povestea asta, în care tu ai învățat limba extrem de repede, iar în momentul în care te duceai să te întâlnești cu furnizorii sau cu oamenii, așteptai, le ziceai că nu știi și așteptai să vezi ce zic ei, cum zic ei, ca să-ți dai seama cam în ce ape se scaldă. Exact. Eu am făcut cursuri de limbă greacă 2 ani de zile, încât să o învăț ca la carte. Adică să nu o învăț doar din auzite de la localnici, ci să fie limba gramatical corectă. Și e adevărat că am avut niște întâlniri cu potențiali furnizori care își doreau să lucrăm împreună. Și am fost chiar într-o negociere de genul acesta în care ei nu au știut că eu vorbesc limba greacă, eu nu le-am spus. Și au venit oarecum nepregătiți la întâlnire, în sensul că ei nu au venit cu costuri, cu... și ei vorbeau în greacă, ce cost să-i dăm lua asta, îi spunem așa, noi luăm așa, noi luăm cu prețul ăla. Iar eu stăteam pe telefon și notam în note, știi, tot. Tuc, 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 tuc. Iar la final ei mi-au zis, a, uite, putem să lucrăm cu costurile astea, 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 și am zis, nu, nu, lucrez cu costurile astea, pentru că toți ei de la furnizorii tăi cu costurile astea, tu vorbești greacă? Doar când îmi place ce îmi place și când vreau. Ce tare ești! A, bun! Acum, pentru toți doritorii, cât mă costă pe mine o nuntă pe plajă? Depinde de numărul de persoane, tipul de ceremonie și destinația. Ca să pornim tot cu Tasos, de acolo de unde practic a început nunta pe plajă, pentru 50 de persoane, care înseamnă cununie civilă, religioasă, 50 de meniuri de mâncare, băutură, DJ, muzică, foto, video, sistem de sunet, decor pentru ceremonie, decor pentru petrecere, organizare, planificare, consultanță, undeva în jur de 15.000 de euro plus TVA. Românesc. Tu vorbești serios? Da. Mi se pare foarte rezonabil. Da.
Adică dacă stăm să o luăm o nuntă în București, cu tot ce ai zis tu, de 50 de persoane... Practic ai toată nunta, tot evenimentul, ca poadă. Cel puțin dublu, cred că te duce. Cel puțin dublu, dacă nu mai mult. Cam nu? Da, da. Cât de tare mi se pare asta. Și în condițiile în care noi ne ocupăm de toată procedura de acte, tu vii, semnezi, iar la final... Inclusiv actele. Inclusiv actele, da. Nu pleci nemuritată de acolo. Nemuritate legal, nu pleci. Da, 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 am înțeles. Decât dacă mă răzgândesc fața altarului. Ei, am avut și situații ai de genul cazuri? Ăsta. Ai avut cazuri? Da. Și ce s-a întâmplat? Mireasa a schimbat mirele cu 2 săptămâni înainte de nuntă. Cu actele toate blocate în autorități. Și... ai reușit să faci actele pentru cealaltă persoană? Îți dai seama că a fost o întreagă distracție, pentru că ea s-a dus cu aproximativ 3 săptămâni înainte de nuntă la petrecerea burlăcițelor. Da. Ea spune că acolo l-a întâlnit pe grec, avea nunta programată cu românul și cu vreo 2 săptămâni înainte de nuntă zice: eu schimb mirele și jumătate de nuntă. Poftim? Păi tu ai actele blocate cu... mirele! Adică stai primul. Că nu, ceva, nu, am, unde am pierdut noi firul? Și îți dai seama că a schimbat jumătate de nuntă. Ea nu s-a mai putut căsători acolo legal pentru că avea deja toate actele blocate la autorități, dar ei și-au făcut petrecerea. Nu vrei să știi ce glume făceam noi de grec? Cum te-ai dus tu acasă la mumă ta și ai zis: luați-vă mățoalele de duminică peste 2 săptămâni, are una nuntă programată, că da, nu mai are mire, vin eu! Exact! Și vreau să spun că relația lor durează de 9 ani de zile, au 2 copii în Salonic. Pe primul copil l-am și nășit, pentru că atunci când ce a rămas tante. Gravidă, m-a sunat să-mi spună: să știi că sunt însărcinată. Și eu ce treabă am? Zice: vreau să fii nașă. Eu? Zic: ferească-mă sfântul că tu schimbi copilul la maternitate, cum ai schimbat bărbatul în 2 săptămâni înainte. Tu schimbi copilul la maternitate. Nu l-a schimbat pe ăla micu, ăla micu a scăpat. Ok. Și uite așa, de 9 ani de zile, ei spun că a fost dragoste la prima vedere. Eu nici acum nu cred. Ei continuă să susțină povestea lor că a fost dragoste la prima vedere, s-au văzut, s-au plăcut și și-au urmat visul, sufletul, mm-hmm. destinul, cum s-o va numi. Mm-hmm. Dar cumva, nu știu, stau să mă gândesc și la varianta asta. Există momente în care rămâi în legătură, uite, cum e cazul ăsta, super puternică cu oamenii pe care îi ajuți să-și facă nunta și să aibă parte de visul ăsta frumos? Cu foarte mulți. Serios? Cu foarte mulți, pentru că, dincolo de această relație contractuală pe care noi o avem cu mirii, fiindcă mm-hmm. totul se lucrează doar cu contract și cu facturi legale, se creează o punte emoțională între noi și ei, pentru că suntem alături de ei pe parcursul unui an, poate 2 ani, poate 2 ani și jumătate, să le transformăm acest vis în realitate. Și atunci, în momentul în care totul se întâmplă etapizat și discuți cu oamenii foarte mult și petreci timp cu ei și le înțelegi dorințele, nevoile, ajungi să-i cunoști și ajungi să legi cu ei niște conexiuni pe viață. De multe ori mi se întâmplă și în București sau pe undeva prin țară, pe unde merg, să mă întâlnesc cu ei sau să zic că ești în nu știu ce oraș, hai să ne întâlnim, că ei sunt de acolo. Hai să ne vedem, hai la o cafea, hai să mâncăm ceva, hai să... Deci se păstrează legătura cu oamenii. Și chiar și pentru străinătate, pentru că ce frumos. La noi 80% sunt români, miri, și 20% străini. Ok. Facem evenimente inclusiv pentru greci la ei acasă. Superb! Păi, da. Ce importanță are cine? Important e că arată frumos, că e calitativ, că e... Exact. Ziua și vor ceea ce facem noi, mm-hmm. pentru că li se pare mult mai... adică la un alt nivel față de ceea ce ar primi ei în țara lor de la organizatorii locali. Uh-huh. Din câte știu așa despre tine și din câte îmi povestești, mi se pare că ești o femeie care are un vibe foarte bun, care își urmează intuiția, care simte pe deplin ceea ce face, iar asta mi se pare esențial. Ai avut parte și de eșecuri în viața ta? Eșecurile, de fapt, nu sunt eșecuri. Sunt doar niște borne spre a merge la următoarea etapă de evoluție. Fără acele obstacole sau eșecuri, mm-hmm. nu poți să evoluezi și să mergi la următorul nivel. Rămâi acolo limitat și rămâi în confortul tău. Iar oamenii care nu își asumă eșecul sau obstacole sunt cei care nu vor să iasă din confort și nu trec la următorul nivel.
Sunt genul de oameni care se victimizează, pentru ei guvernul e de vină, statul, altcineva, hai să plângem, hai... Da, numai bine ne apucăm de treabă și facem ceva în direcția aia decât să stăm să plângem. Corect, dar vezi tu, nu toți oamenii sunt construiți așa, cum ești tu. Așa e. Mi se pare că ai o... Nu știu, o stea norocoasă cumva, o cale a ta. O cale pe care mi-am construit-o. Ți-ai construit-o. Și o cale pe care... indiferent de ce m-am împiedicat de-a lungul vieții, am preferat să merg mai departe, pentru că nu-ți imagina că în businessul ăsta a fost ușor să-l construiesc, sau nu-ți imagina că... La cum povestești pare foarte ușor, dar-ți convinsă că n-a fost așa. Da, așa e. Însă, în momentul în care alegi să fii un luptător, găsești soluții. Sunt foarte multe proiecte pe care vreau să le fac, îmi vine ideea acum și în următoarea jumătate de oră, maxim o oră, eu deja am planul să merg în direcția aia. Indiferent că pe parcurs îl ajustez, indiferent că se întâmplă greșeli, indiferent că poate lucrurile nu ies 100% cum eu le-am gândit sau cum mi le-am imaginat, însă, în momentul în care pornești pe un drum, e ca în pădure, știi? Pornești pe un drum, pe o cărare nebătătorită, pe care ai opțiunea de a o lăsa un drum nebătătorit sau de a o transforma în propria autostradă. Tu alegi încotro mergi. Și tu alegi cu ce vibe mergi, cu ce energie mergi, cu ce mindset mergi. Pentru că sunt foarte mulți care zic, vai, știi că la tine totul e frumos pe plajă și ai un business foarte frumos. Da, am un business foarte frumos. Dar este un business în care de-a lungul anilor am învățat să controlez riscurile, am construit soluții pentru orice categorie de risc, inclusiv ce ai zis tu cu ploaia, și mai mult decât atât, am construit soluții la orice tip de problemă. Bine, există și în continuare probleme care au nevoie de soluții și le găsești atunci când e cazul. Bineînțeles. Sunt situații cu care nu m-am confruntat și nu e exclus să mă confrunt. Însă, în momentul în care tu creezi anumite structuri, anumite proceduri. Eu sunt ca persoană foarte la liniuță, procedural, așa, cu buleturi, da. Exact. Mm-hmm. Și atunci, în momentul în care tu construiești acea structură, acea procedură, diminuezi riscurile și diminuezi, să zicem, eșecurile, pentru că ai învățat niște lucruri, le-ai luat, le-ai pus în practică și ai mers mai departe. Ulterior, când ai ajuns la borna următoare, vezi tu de ce te mai împiedici și cum reușești să mergi mai departe. Dar totul ține de mindset. Mi se pare senzațional. Și de mindset, dar și de a lua atitudine în momentul în care ai o idee, o oportunitate, exact așa cum ai zis tu, nu a o mai trece prin tot felul de filtre, dar oare cum o să fie, dar oare pot, dar oare nu pot, dar de unde fac rost de bani. Cu câți bani ai pornit business-ul ăsta? Zero. Ți-am zis că la Palatul Parlamentului am cerut pomană. Le-am zis, vă aduc presa, că bani n-aveam. Și voiam și stan lângă scenă, nu oriunde. Iar în prezent, la ce cifră de afacere ajunge acest business? 1.000.000 de euro. În câți ani? 8 ani și jumătate. Atât am vrut să zic. Iarăși cred că e foarte important că ai pornit business-ul ăsta singură. Da. Iar astăzi, câți oameni fac parte din echipa ta? 25. Oh, wow. Care merg peste tot cu tine? Musai. Care merg peste tot sau merg acolo unde au evenimente, fiecare este cu departamentul lui, cu jobul lui, cu descrierea jobului, cu fiecare are bucățica lui de care se ocupă. Eu sunt cea care am poza centrală și dau direcția încotro mergem. Însă ei sunt cei care își fac bucățica fiecare dintre ei. Tu ești o tipă super perfecționistă. Da. Pentru că îți place calitatea, îți place ca lucrurile să iasă la dungă, minunat, exemplar și așa mai departe. Cât de greu e să lucrezi pentru tine? Foarte greu. Nu sunt o persoană ușor de digerat. Pentru că am reguli foarte stricte, foarte clare. Am daune și penalizări. Ok. Așa, totul se întâmplă prin contracte. Deci vorbim, râdem, glumim, dar la final... când trebuie să plătim, hai să facem un contract ca lucrurile să fie clare. În felul acesta, nici tu nu ai așteptări false, nici eu nu am așteptări false. E totul setat. E un cadru setat de la bun început. Și în felul acesta, pentru că m-ai întrebat mai devreme dacă
rămânem prieteni cu clienții. Da, rămânem prieteni tocmai pentru că setăm de la bun început toate așteptările. Nu poți să-mi spui, păi mi-ai promis că îmi dai și masa. Nu, ți-am zis că îți dau paharul. Ok. E în regulă, e în regulă, stai liniștită. Ți-am zis că plec cu ea la plimbare. Nu vă zice mai multe. Asta mi se pare iar foarte important, că vezi tu, nu ai cum să ai dezamăgiri sau situații sau pe baza cărora să intervină cearta între oameni, știi? Exact, pentru că lucrurile sunt foarte clare de la bun început. Da, 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 da. Inclusiv cu soțul meu am setat de la bun început niște lucruri foarte clare. Eu sunt în punctul acesta, eu fac lucrurile acestea, tu să nu ai așteptări ca eu să stau și să, nu știu, fac curățenie și mâncare toată ziua, că nu se va întâmpla. Eu am fost învățată de mică să fac bani. Deci nu o să stau să... Dacă vreau să fac ceva de mâncare, cine știe când, da, ok, e așa un fel de zi norocoasă. Însă, te relaxezi. Da, exact, dar nu avea așteptări să fac niște lucruri care nu sunt în momentul respectiv în acord cu mine. În acord cu mine în sensul că am alte lucruri mult mai importante de făcut în acel moment. Și atunci nu ai așteptări. Știi că din punctul A până în punctul B. Cam așa se vor desfășura lucrurile. Exact, exact. Ai semnat un contract și cu soțul tău? Nu. Oh, good! A fost doar o înțelegere așa, cumva, gentleman's agreement, ca să zic așa. Nu neapărat. A fost o înțelegere la modul că el e grec, al doilea soț, că prima a fost român. Ok. Așa. Și el stătea în Atena și a zis, ok, hai să ne mutăm în Atena, hai să stăm aici. Și am spus, nu mă regăsesc să stau 12 luni pe an într-o țară străină. Că stau vara, că sunt evenimentele, e ok, 6 luni, 5 luni, 7 luni pe an, da. Dar după aia vreau să vin înapoi acasă, în România. Deci tu trăgeai acasă. Da. Okay. Și întotdeauna am tras acasă, deși am avut foarte multe oportunități să mă stabilesc în străinătate, însă eu tot acasă mă întorc. Mi-e dor și de mirosul din gară. Ce tare! Mi-e dor de mâncarea românească, să-i aud pe ăștia înjurându-se în trafic pe aici. Vorbesc limba mea, e acasă. Deși foarte mulți oameni zic, fai, dar ai putea să stai, nu mă interesează. Umblu, călătoresc, am văzut până acum, cred că peste 50-60 de țări. Dar la final, tot acasă. Păi să vii acasă. Exact. Și ce a făcut? A venit el cu tine? Și a venit, s-a mutat în București pentru mine. Dar cum v-ați cunoscut? Că mă gândesc că tu erai acolo cu treabă, nu? Dintr-o întâmplare, da, exact. A fost la vreo nuntă invitat? Nu, nici măcar. Dar? Eu aveam o întâlnire cu un furnizor într-o sâmbătă dimineața la ora 8, în care aveam de împărțit niște lucruri cu un furnizor. Ok. Și el a venit ca o floare, că avea întâlnire cu furnizorul. A venit să așeza la masă și i-am spus, dar tu ce cauți aici? Pe tine cine s-a invitat? Cine ești? Care-i scopul și durata vizitei? Cine ești și ce vrei? Exact. I-am zis, te rog frumos, stai la altă masă, păi am treabă. Trebuie să termin discuția și după aia treaba ta ce faci cu nenea asta. S-a pus la altă masă, după un timp vine și zice, poți să am numărul tău de telefon. Poftim? Dar tu ce crezi că numărul meu de telefon e așa pe toate gardurile? I-a zis, poftim numărul, i-am dat numărul de pe site. A, ce tare ești. Sună acolo. Nu mă suni tu pe mine așa când vrei tu. Și probabil că asta a fost triggerul care l-a făcut să zică, stai un pic, cu tine ce-i? Adică tu ești mai cumoț? Și ulterior, în 4 luni de zile, s-a mutat la București. Că eu i-am spus clar că eu nu mă mut la nicio Atena. Ce, o iubire sau putere de convingere? Amândouă. O combinație între cele două. Stăteam acum să mă gândesc, pentru că eu iubesc, susțin, apreciez femeile deștepte, care se descurcă, care reușesc să facă lucruri, care mișcă lumea, efectiv. Și stau să mă gândesc cât de greu este unui bărbat să stea lângă o astfel de femeie. Trebuie să fie un bărbat foarte puternic, încât să poată înțelege și susține o femeie puternică. Pentru că dacă ești mai slab decât ea, nu faci față. E ca pe terenul de fotbal. Îți dă goluri până nu mai știi de tine. Până pleci singur ca portar de acolo. Așa e și într-o astfel de relație. Iar eu, așa cum ți-am spus, eu nu sunt o persoană ușor de digerat sau de suportat. Tocmai pentru că sunt extrem, extrem de verticală.
Deci nu sunt ca o frunză în vânt, azi se duce în stânga, mâine în dreapta. Nu, eu sunt ca o stâncă. Valurile mării doar se izbesc de stâncă, dar nu o mută. Mamă, câte maxime mi-a dat astăzi Ioana. O să urmăresc, exact, o să urmăresc podcastul după aceea și o să stau cu carnețelul ca să-mi notez și să-mi iau ce am nevoie. Da, foarte greu, pentru că trăim într-o lume în care, nu zic eu asta, zice toată lumea, parcă bărbații nu mai reușesc să susțină așa cum trebuie o femeie, știi? Intră în competiție cu ea, dacă și ea e în business și încearcă să facă lucrurile să meargă, încearcă să o acapareze cumva. Iar asta mi se pare senzațional. Oare are legătură cu faptul că nu e român? Nu știu dacă are legătură cu faptul că nu e român, cât are legătură cu, așa cum ți-am zis de la început, trasarea acelor direcții foarte clare. Mm-hmm. Eu sunt aici, în punctul acesta, pentru mine lucrurile se întâmplă așa. Vrei să mă urmezi pentru că simți și îți dorești, altfel nu te obligă, adică lumea e liberă. Eu nu m-am inventat de pe urma ta și nici nu o să dispar de pe, dacă tu pleci sau dacă se întâmplă ceva. Și în momentul în care ai atitudinea asta, cred că orice bărbat își dă seama că are lângă el o femeie care se poate descurca în orice situație, care poate să susțină orice tip de soluție. Și în felul acesta nu e needy, nu e să se agațe, mm-hmm. nu e... Mm-hmm. Că focusul ei e în altă parte. Întotdeauna. Dar nu v-ați gândit să lucrați împreună? El lucrează în business. A, lucrează el în business. El este partea operațională, pentru că el este foarte focusat pe Început detalii. Pe? Aha, pe, da. Detalii. Deci toată partea de logistică, toate aspectele astea, el le ține. Eu sunt poza centrală, direcția business-ului. Focusul meu este în vânzare, uh-huh. pentru că eu sunt un om de vânzări. Uh-huh. Eu sunt partea care mă ocup de promovarea business-ului, uh-huh. care vin cu idei cu de azi pe ieri, dacă se poate. Mai cunosc. Exact. Da. Iar el este cel care implementează. Eu spun, facem asta, 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 asta. Zice el, până când? Până ieri. Ok. Până ieri. Și se adaptează. Se adaptează, dar la început i-a fost puțin greu. I-a fost puțin greu pentru că eu funcționam ca un avion Boeing și ori ai toate motoarele turate să ții pas, ori dacă nu... Airbus 320. Exact. Da, da, vezi ce faci. Știi? Și atunci aspectele astea cumva ne-au apropiat și mai mult, mm-hmm. dar în același timp și aici am pus limite foarte clare încât să nu... se transformă relația noastră într-o relație doar de business. Mm-hmm. Ca asta urma să te întreb. Da. Cum e să lucrezi cu soțul tău? Împărțiți, reușiți să împărțiți și să trasați limite? Da, și ca timp și ca tot. Vă mai găsiți voi pe voi? Da. Când? Unde? În primul rând avem un program foarte clar. Okay. În sensul că săptămânal avem niște zile în care, punct, închidem laptopuri, telefoane, tot și e timp în care stăm tare. Noi cu noi sau ne ducem... nu știu, să ne plimbăm în parc, să... sau sunt zile în care acum hai să discutăm două ore, discutăm doar despre business. Avem punctul 1, 2, 3, 4. Și în felul acesta delimitezi. Mm-hmm. Sunt foarte multe situații în care, de exemplu, furnizorii încearcă, mai ales grecii, mm-hmm. să vorbească cu el sau să vorbească cu el ca să mă îndulcească pe mine. Ce tare e asta. Și el le zice, nene, du-te cu cine ai semnat contractul, că eu nu mă bag. Șefa. Du-te tu cu cine okay. ai semnat contractul, știi? Uh-huh. Și atunci delimitarea este foarte clară. Și cred că e foarte sănătos să fie așa. Da. Pentru că fiecare din nou știe, cumva știi, mi se pare că și căsnicia asta sau relațiile, tot ca un business sunt până la urmă. Știi? Da, așa e. Așa e, pentru că întotdeauna e nevoie să investești timp, e nevoie să investești sentimente, e nevoie să ai și timp cu tine. Eu niciodată n-am fost tipul de persoană care să fiu needy. Am fost foarte independentă de copil. Și asta tot de la mama vine, care zicea trebuie să fie o femeie cu sânge în tine, nu o mâță bleagă. Așa, și atunci nu am crescut ca fiind... foarte atașată. Da, foarte... nu. Plus că am crescut la bunici, am avut o copilărie frumoasă. Părinții veneau, mă vizitau, că așa era da, în vremea da. respectivă. Nu puteau să stea cu mine nu știu cât timp acasă. Și eu am crescut foarte independentă, uh-huh. cu bunicii, cu niște reguli. Mama a fost foarte dură.
foarte dură. Mama era... Mulți ani eu am crezut că are un defect la o sprângeană. Mamă, că stătea... Da, 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 cea Ioana... Gata, acolo se închidea. Deci vezi? Numai că de ce, cum, când, unde. Ioana, punct. Deci moștenești pe mama ta. Da, da, da. Că da, găsesc... Da, așa e. Da. N-ai cum să nu preiei de la părinți și mai ales de la mamă. 100%. Da. A, bun. Timp pentru... Că ziceai mai devreme că trebuie să ai și timp pentru tine. Timp pentru tine ai? Da. Ai? Da. Am timp pentru cărțile mele, am timp pentru citit, am timp pentru cursurile mele, pentru că în, să zicem, competiția asta de a fi pe primul loc, intră și aspectele legate de dezvoltarea ta ca om. Ok. Iar pentru mine întotdeauna a reprezentat asta o prioritate, să mă dezvolt, să învăț, să descoper lucruri noi despre mine, despre lume. De exemplu, și în călătorie. Eu atunci când călătoresc, nu mă duc numai, hai, mergem, mâncăm, bem, stăm, dormim la nu știu ce hotel, resort și gata. Nu. Mă duc într-o țară încât să văd cultura lor, încât să le înțeleg tiparele după care funcționează, să văd oamenii aia cum trăiesc la propriu, nu doar așa ce te duce un ghid nu știu de unde. Mi se pare foarte important asta și înțeleg, face parte cumva tot din dezvoltare. Și din evoluție, însă eu vreau să știu dacă tu te plictisești. Mă plictisesc? Îți permit să te plictisești? Mă plictisesc doar de situațiile care se tergiversează. N-am răbdare. Nu. Să ai tu momente, tu cu tine, în care stai și te plictisești. Nu. Nu există. Nu, pentru că masajul îți faci? Da. Doar da. Tailandez. De ce doar tailandez? Pentru că nu-mi place uleiul ăla pe corp, mă enervează, îmi dă o senzație, nu-mi place. A, și okay. Atunci tailandez te îmbracă în sacul ăla și te bate. Și te bate. Înțelegeți? A, bun. Shopping îți place să faci? Nu. De-aia nu-mi iese mie pe business, înțelegeți? Că eu sunt pe ei total pe direcția opusă față de Ioana. Văd în vitrină ceva, zic... Cred că mi-e bun, îl iau așa, punem. Da, mi-e bun, hai, mai departe. N-am răbdare să stau în magazin. În schimb, dacă mă duc într-o librărie cu cărți și nu o să dau nume, pot să stau și 4-5 ore să citesc acolo. Așa te relaxezi? Da. Dar nu mă pune să mă duc în mall și să caut nu știu ce, că efectiv e un chin, simt că mă târăsc până la ultima suflare să găsesc nu știu ce. Da, nu. Îți place open. Și nu numai, îmi place acolo unde pot să văd, să descopăr lucruri. Cum îți încarci bateriile? Din călătorit, din citit, dintr-un program extrem, extrem de riguros pe care l-am, care, așa cum ziceam, cuprinde foarte, foarte multe cursuri. Cursuri de ce-o fi? De business, de dezvoltare personală, de... bani, de călătorii, de nunți, de ce-o fi. Ok, deci îți place să înveți. Da. Să acumulezi. Exact. Și gândește că eu când am pornit în domeniul ăsta, habar nu aveam cu ce să mănâncă domeniul ăsta și acum am ajuns să fiu speaker la conferințe internaționale. Ce tare! Unde le vorbești oamenilor despre business? Despre business sau despre nunți. Depinde despre de nunți. Tipul de conferință. Te-a ajutat vreo clipă ce ai făcut înainte, faptul că ai lucrat în televiziune, că ai fost reporter, PR și așa mai departe, în ceea ce faci astăzi? Da. M-a ajutat extrem de mult. În primul rând, faptul că îmi construiesc relații foarte ușor. În al doilea rând, că pot să vorbesc în public și să țin o sală de 300-400 de oameni și 2 ore. N-au ăștia timp cât pot să vorbesc eu. Așa. Plus, eu am lucrat foarte mult în știri. La, cum ziceam eu, la Cotrobăici, știi, cu toți morții, răniții, ca în televiziune, doar da, pe unde era, hai, du-te, la spitale, la de toate. Și atunci, toate aspectele astea mă ajută și acum să observ lucruri, să le previn, pentru că gândesc cu 3 pași în față, situația asta s-ar putea să sau s-ar putea să. Deci, cumva, ajungi să fii foarte... previzibil în anumite lucruri, să cunoști oamenii, pentru că în televiziune lucrez cu toate categoriile de oameni și la un moment dat sunt anumite tipare care se repetă și toate astea, dacă le iei și le pui sub aceeași umbrelă,
poți folosi informația foarte ușor. Deci, din nou zic, tot ce facem în fiecare zi este imposibil ca la un moment dat să nu ne ajute sau să nu avem nevoie de acel ceva, ceea ce e mega important. Iar știu o treabă foarte interesantă despre tine și te-aș ruga să mi-o explici un pic. Regula celor 5 secunde. Ce înseamnă astea 5 secunde? În 5 secunde îți dai seama dacă poți sau nu să lucrezi cu un om și în 5 secunde îți dai seama câte soluții poți găsi la o problemă. Asta e o treabă pe care ai brevetat-o tu, ca să zic așa? Nu, sau ai asta luat-o? E o treabă pe care am, să zicem, am citit-o prin diverse cărți și am adaptat-o la mine. Ce înseamnă pentru mine cele 5 secunde? Ok. Și funcționează în 99% dintre cazuri. Deci cum facem? E o persoană. Hai să vorbim. Deci, am crezut că râde Vali. Să vorbim despre iubire, că doar dacă vorbim despre nunți, vorbim despre iubire. Eu întâlnesc un bărbat sau un bărbat mă întâlnește pe mine. Cum? Stau doar, mă uit la el și văd ce simt în cele 5 secunde sau cum? Oricum, prima oară îl vezi. Îl văd, da. Și în acele 5 secunde, în creier, îți pui e simpatic sau e antipatic. Corect. Și pe asta se bazează după aia. Și de acolo, ulterior, vezi dacă ți se confirmă și alte aspecte pe care le cauți tu. Da-mi. Dar în alea 5 secunde, tu îți dai seama dacă... Îmi place, nu-mi place. Vei vorbi sau nu vei vorbi cu persoana respectivă. Ok. Și în business, cum se aplică treaba asta? Același lucru. Și cu furnizori, și în negocieri, și în tot. Vezi de la început dacă ai o conexiune cu persoana respectivă sau nu. Și simți, pot să fac business cu omul ăla sau nu. Sunt foarte multe situații în care după înfățișare, după figură, îți dai seama dacă omul respectiv, dacă ajungi să faci business sau nu cu persoana respectivă. Și în general cu oameni, dacă te conectezi. Mm-hmm. Că stau să mă gândesc, uite, poate sunt foarte mulți oameni care au un vibe bun sau arată bine la prima vedere așa și zici, a, îmi place, sigur, o să pot să fac, dacă te duci pe partea de business, ferească Dumnezeu. Okay. Ai avut cazuri de genul? Ochii. Ochii nu te trădează. Ok. Te uiți în ochii unui om și îți dai seama dacă omul respectiv este sau nu stabil, dacă omul respectiv este sau nu serios, dacă omul respectiv are curajul să te privească în ochi sau vorbește cu tine și te uită, căută ceva pe jos. Ochii nu te mint. Și involuntar, subconștientul nostru ne trădează prin ochi. Chiar dacă hai să zicem gesturile mai controlezi, că zic unii, vai, să stai cu mâinile nu știu cum, să și stai la o întâlnire cu mâinile așa deschise, că trebuie să fii deschis. Serios. Da, o să da. Stai așa ca un guru toată, toată ziua. Să fii serios. Eu niciodată nu am stat să, deși le-am studiat, dar nu am stat niciodată să analizez. Pentru că, din punctul meu de vedere, totul pornește de la ochi. Îți dai seama dacă poți să mergi mai departe sau nu cu o persoană pe baza ochilor. Bun. Suada Agaki, o să iau. Da, 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 e tot de la Timișoara, Suada. Știu, a fost aici la mine la podcast, am vorbit, am adunat informații și de acolo superbe de la Suada. Iar tu, din câte am înțeles, din cele 5 secunde, deja ai folosit sau ai bifat 3? În ce sens? Așa citisem la un moment dat, că prima secundă a fost momentul în care ai luat decizia. De a ai face văzut-o? Business-ul ăsta. Da. Dacă te referi la business, da. Da, de business. Da, așa e. A doua? A doua a fost în care am făcut rochia de scoici. Rochia de scoici. Așa. Iar al treilea a fost când am dezvoltat business-ul internațional. Deci mai am 2 secunde de inteligență să mai fac niște lucruri. Aș zice eu mai mult acolo, dar da, râdem. Mergem pe varianta ta. Ce-ți dorești să mai faci, Ioana? Unde îți dorești să mai ajungi? Dacă o să-ți spun, o să zici că sunt nebună, doar că ți-am zis, lumea e unor nebuni care se încăpățânează să o schimbe. O să stau și o să te admir. Încă am 2 obiective foarte mari. Uh-huh. Unul este legat de a ajunge în top 500 cele mai influente femei de afaceri din Europa. Iar al doilea este să transform România în destinație de nuntă. Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le avem de oferit ca țară și fac pași în această direcție. Cu brandul internațional pe care l-am dezvoltat, aduc străini și în special din state cărora le organizăm nunți în castelele românești. Ce tare.
Iar un al doilea aspect, organizez an de an câte un trip, să zicem, cu nume mari din industria de wedding, pentru a vedea România, pentru a vedea ce avem de oferit, pentru a vedea Bucureștiul și nu numai. Pentru că sunt atât de multe locuri în care se pot organiza nunți și nu e numai lacul Como sau numai, nu știu, coasta Maldivele și așa mai departe. Exact. Ce frumos mi se pare din partea ta, Ioana. Că știi cum e, ajungând la nivelul ăsta și făcând business-ul ăsta în atâtea locuri care sunt senzaționale și în care oamenii nu ajung așa în fiecare zi cumva, tu să te gândești tot să te întorci la origini și să ajuți aici la dezvoltarea, mă rog, industriei până la urmă, că e o industrie, mi se pare atât de frumos. Ce te mână? Să știi că un om care își uită valorile și rădăcinile este un om care nu poate să construiască nimic. Și atunci, ori de câte ori te întorci, eu am conferințe în care vorbesc în limba română, pentru că vreau, nu pentru că nu aș vorbi patru limbi străine. Dar sunt conferințe la care vreau să vorbesc în limba română, tocmai pentru că vreau ca oamenii ăia să înțeleagă că România nu e țară bananieră de lumea 15-a. S-a întâmplat la o conferință în Mexic în urmă cu vreo 4 ani, 5 ani, 2019, așa, în care erau peste 300 de wedding planner din lumea întreagă și cineva din sală a folosit un cuvânt nu prea drăguț. Cum este asociată România cu romi. Ok. Și atâta le-a trebuit, pentru că o oră jumate le-am pus stăpânire pe laptop, n-au îndrăznit să mă întrerupă, în care le-am povestit despre România și despre ce are România de oferit. Iar asta a fost în decembrie, iar în ianuarie, înainte să înceapă pandemia, vreau să spun că au venit 100 de oameni, două autocare pe care, de străini de acolo, pe care i-am plimbat două săptămâni prin România. A fost practic un eveniment ad hoc organizat, pentru că i-au zis, vrem să venim, ne-ai convins, ne place ideea, hai să vedem, organizează-ne ceva, ajută-ne. Și am zis, stați liniștiți că vă fac un tur de două săptămâni în plină iarnă, mă descurc în ianuarie. Și le-am organizat fix după sărbători, înainte să înceapă pandemia. Două săptămâni au venit 100 de oameni din 100 de țări diferite și au văzut România. Tu stai seama că tu ai putea fi ministrul turismului? Într-o zi o să ajung. Sau ministrul de externe. Aha! Deci asta era a șasea secundă care n-a mai încăput la cele cinci. Ok. Mi-ar plăcea foarte mult să ajung ministrul de externe. Nu, ambasador al României. Sau, încât să promovez România mult mai mult. Și așa, ți-am zis, sunt oameni pe care îi aduc în țară din industrie, din industria de nunți. Și așa vreau să organizez tot felul de evenimente pentru ei, încât să vină și mai mult, și mai mult, și mai mult, să vadă. Oamenii când ajung aici spun, wow, dar noi nu știam despre asta. Noi nu știam că România e așa. Noi citeam ceva prin presă. Ce impresionează cel mai mult, Ivana? Oamenii, locurile. Românii sunt niște oameni foarte calzi. Așa-i. Standardele noastre, deși noi zicem că vai, la restaurante, că nu știu unde, standardele pe care le avem în România sunt mult superioare față de Grecia. Hotelul de 5 stele din Grecia este echivalentul cu 3 jumate în România. Noi. Și nu numai, și în Italia, și să fim serioși, că sunt în majoritatea Europei. Sunt foarte puține hoteluri care chiar sunt de 5 stele. Așa-i, așa-i. Asta e realitatea. Una e pe hârtie, alta e ce vezi, exact, în fața locului. Cum, da, le zic, da, eu grecilor. 5 stele din pix sau 5 stele reale? Din pix, da. Și atunci, toate aceste trei elemente, oamenii, locurile și standardele pe care le avem, îi determină pe oameni să vadă o altă față a României. Cât de tare mi se pare. Care sunt cele mai interesante sau mai cerute locuri din România unde ai făcut nunți? Valea Prahovei. Așa. Pentru că este castelul Bran, este castelul Cantacuzino. Așa, deci la castel se duce, la castel, înspre castel. La castel, da, exact, pentru că sunt deja un brand de țară prin filmele în care au apărut. Istoria, sau, istoria, da, 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 exact. Da, da, da. Deci asta, okay, este, să zicem, magnetul unde care îi atrage. Și apoi îi duci și le arăți fortărețe. Îi duc în Moldova, în Bucovina, la mănăstiri, i-am dus la Turda, i-am dus în Delta. Deci
când au venit atunci 2 săptămâni, au avut un program de dimineața până seara în care era ziua și destinația. Au zis, vrem să avem un program turistic. Am zis, sunteți siguri? Sunteți siguri că... Depinde cine vi-l face. Exact, că dacă vi-l fac eu și am făcut un program turistic extrem, extrem de încărcat. Mm-hmm. E adevărat că a fost pentru ei puțin obositor, mm-hmm. însă la final au fost foarte fericiți că au văzut foarte multe lucruri. Și anul trecut, în noiembrie, la fel, am organizat un trip pentru 10 dintre cei mai mari wedding planneri ai lumii, pentru cei care au făcut nunți pentru J.Lo, Brad Pitt, fata lui Tiffany Trump. I-am adus în România 4 zile, tot așa un program dintre ăsta cu evenimente, cu petreceri, cu tot ce vrei, cu seară tradițională, cu munți, cu dealuri, cu ursul, cu de toate. Așa, și au fost extrem, extrem de încântați. Erau, wow, dar București oricând poate să fie o destinație de nuntă. Exact! Iată. Aici vreau să ajung. Cum e România ca și nivel? Ai zis într-adevăr că sunt standardele astea de calitate ridicate, dar ca locații de evenimente, că sunt o grămadă. Deci, efectiv, mi se pare că în ultima vreme au explodat locațiile de evenimente, toată lumea, cine vrea să facă un business, pac, sală de evenimente. Cum suntem noi poziționați în lume din punctul ăsta de vedere? Cei din exterior... Uh-huh. Dacă vor o destinație de nuntă, nu o aleg pentru un loc de evenimente, ci o aleg pentru o zonă, pentru un castel. O poveste. Pentru o poveste, exact. Adică nu o să vezi indieni care, de exemplu, își fac nuntă de 200 de oameni să-și facă într-un ballroom. Că nu o să-și facă. N-o să-și își fac la ei acolo, în India. Nu e deci nevoie. Deci astea sunt pentru noi. Da. Și cultura noastră. Pentru noi. Da, da, da. Pentru ei trebuie să ai o poveste. Ok. Trebuie să fie, ți-am zis, un castel, trebuie să fie un loc cu... Tare curioasă dacă ar fi așa să aleg, pentru că, uite, ai deja experiență și faci nunți, organizezi nunți în 12 locații din lumea asta întreagă. Care e cea mai frumoasă locație în care ai organizat o nuntă din lume? Nu cred că aș putea să spun cea mai frumoasă. Fiecare loc e frumos în felul lui. Fiecare loc are particularitățile lui, are energia lui, are oamenii lui. Nu aș putea să compar. Ce tare mi se pare și asta. Sincer, chiar nu aș putea să compar, pentru că fiecare loc e altceva. Dacă iei ca un tot, pentru că nu iei doar, vai, cum arată marea sau plaja, sau nu, pur și simplu iei cultura locului, iei mâncarea locului, iei felul în care sunt oamenii de acolo. De exemplu, mie îmi place foarte mult Asia. Îmi place Asia pentru că oamenii sunt foarte prietenoși, sunt foarte deschiși, sunt așa de drăguți când îi vezi pe asiatici, mai ales în Thailanda, Bali, sunt foarte calmi, sunt foarte relaxați. Pe de altă parte, îmi plac Caraibele pentru vibe-ul lor, pentru energia lor. Cuba este o țară extraordinar de frumoasă. Da. De asta îți spun, deci nu este... Când îi vezi dansând pe stradă în Havana, nu-ți mai trebuie altceva. Dar depinde foarte mult ce cauți. Iar eu, care am organizat în toate țările astea, nu aș putea să-ți spun fă-ți nunta acolo sau acolo, sau acolo e mai frumos decât acolo. Fiecare țară are frumosul ei sau particularitățile ei. Depinde de ochiul privitorului, exact. Și de ceea ce își dorește fiecare cuplu de miri în parte. Exact, exact. No, super, Ioana, mi-a făcut foarte mare plăcere să stau de vorbă cu tine. Mi-ai bucurat ziua, ca să zic așa, și mi-ai dat un... Ce, deja e gata? Da! Știi cum e, știi deja. Și în televiziune, și la nuntă, și în podcasturi, și peste tot, e un timing. Dar mi-ar fi plăcut să mai stăm de vorbă, pentru că mi se pare senzațional ce faci. Te felicit încă o dată din suflet. Și da, îți doresc să ajungi acolo unde îți dorești tu să ajungi și unde vei fi fericită și vei putea să te exprimi exact așa cum simți tu în sufletul tău, pentru că e frumos tare ce se întâmplă acolo. Mulțumesc frumos! Dar ca o completare la ce zici tu, să știi că eu sunt un om foarte fericit, pentru că mă bucur pe fiecare etapă pe care o parcurg. Și repet invitația de la început, data viitoare facem podcastul pe plajă. Bian! Doar că eu nu vreau un Tasos, eu vreau Maldive. În Maldive, unde vrei. Echipa e de acord?
Echipa dorește la Maldive! Ioana, organizează-ne că venim! Mulțumesc încă o dată tare mult! Multă, multă baftă în tot ceea ce urmează să faci! Câte nunți ai, apropo, sezonul ăsta? Că începe sezonul acum. Am 150 pe an. Baftă multă! Energie multă să ai și abia așteptăm să te urmărim pe Instagram, să vedem poze, să ne bucurăm de tot ceea ce faci și de ce nu să inspirăm și pe cei care, da, își doresc să aibă un eveniment unic. Mă rog, oricum el e unic, dar atipic unic, ca să zic așa, în viața lor. Vă pup, vă iubesc, vă mulțumesc și ne revedem și data viitoare. Sunt tot aici pentru voi. Seară bună!